Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi avem un nou review auto, de data asta la mașina românului, Volkswagen Passat B7. Cum zice proverbul, nu bulești în pat, cum bulești în Passat. Avem aici una bucată Passat 2.0 TDI, cum îi place românului. Brex, să încapă aici toată familia și cățelul și purcelul. 170 de cai și viteză maximă 224 de km la oră, cu un consum de sub 5%. Aici avem motorul mult iubit, TDI-ul, care rezistă milioane bune kilometri. Hai să vedem dacă scoate și fum, dă-i! Ia, hai să vedem, ia uite, curat, să mănânci. Aceasta este cheia mașinii. Se pornește în felul următor. Se pune contactul cum ar veni. Așa. Și apoi se împinge piciorul pe ambreiaj. Și gata. S-a pornit mașina. Pe neutru. Frâna pusă. Apăsă pe pedal. Pac. Gata. Și putem pleca la drum. Frâna de mână este acționată electric. Și pentru a o dezactiva, că doar apăsăm din buton, ne apare și aici să apăsăm pe pedală. Și ca să dezactivăm frâna de mână, trebuie să apăsăm așa și gata. S-a dezactivat frâna de mână. 400.000 de kilometri reali, geamuri electrice față-spate, oglinzi de asemenea electrice. Multimediaul are și touchscreen pe lângă butoane fizice. Avem aici și să punem CD-uri pentru cine are albume originale. În caz că nu știți cât e ceasul, aveți aici ceas. După cum vedeți, aceu poate să bată în două zone. Deci, practic, are climă bizonică. Dacă COVID-ul vrea să se simtă ca în Egipt și eu vreau ca în Suedia, nicio problemă. Eu rămân așa, pe rece. Și Ovidiu poate... Bă, pă, cât îl dai, du-te! Comenzi pe volan. Trapă foarte bună, mai ales dacă ai copil mic, măcar se uită pe geam, să nu se plictisească. Pe bancheta din spate, deși șoferul este foarte înalt, se vede cât de mult e dat scaunul în spate, eu am loc destul și șoferul e mai înalt decât mine. Spațiu foarte mult, compartimente buzunare să bagi o grămadă de chestii și de asemenea ai una bucată priză, gur de ventilație inclusiv pentru pasageri. De asemenea, fiind o mașină break, are dita mai pur bagajul. Și vedeți cât de adânc e pur bagajul. Nu mai e nevoie să mă bag în el. E convingător că e destul de mare. Dacă nu dați like, vă pălesc cu bâta asta imediat. Și am legat acum la test drive. Îl avem aici pe Bogdan să ne prezinte. I-a pus camera pe piept să ne arate, uite, cum conduce el, ce turație ține motorul cel mai bine. Că na, sunt cameraman acum cu ai. Da, dar cameramanul, ce-am uitat să prezint aici, are modulator pentru că trebuie să oftați ceva dracu, pentru nu arăta pe ăsta. Ea, ideea era că se închide aici. Da, da. Așa, aici unde suportul de pahare. O se închide de Orbit. Da, facem și reclamă, are și o grămadă de bani, cam atât fac și eu din YouTube. Că, na, se închide aici. Măcar o gumă să ieși tu din YouTube. Da, da, nu, e cel de mărunție aia. Și aici cotiera unde sunt mai multe chestii depozitate. Cât ai prins cel mai mult cu mașina? Da, ți-a spus, nu știu. Cât te-ai dat-o pe autostradă? Nu ne-am cunoscut așa bine, dar... Deci mai trebuie să faci niște testări. Nu știu, cel mai mult i-am dat 170 până. Oh, e bine. Dar nu România, erai pe autobandă în Germania atunci. Mamă, ce unghi frumos. Da, 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 da. Eram acolo unde nu ai restricții. Da. Bine, da, da, da. În România sunt, dar cine ține cont de ele? Noi acum facem test drive-ul chiar aici pe serpentine. Punem un pic mașina la treabă. Drumul, cred că e național ăsta. Nu știu. Abar n-am. Eu cred că e un județean. Sau s-ar putea, nu, no, s-ar putea și european să fie. E DN73 ăsta. Da, 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 așa. Chiar acela de la Câmpul Lung, Curtea de Argeș. Cel mai drum bun din România. Cel mai drum lung, da. Nu, cel mai drum bun din România. După marea majoritate. Trebuie să fii profesionist în evitatul jaloanelor, ai văzut? Zigzag, pac, da, pac. Bă, a trecut de curtea aia de unde te-a bășcat câinele? A, de mult, nu, ci...
Deci, aia e la mine în sat. A trecut de acolo, deci ca idee. Mi-a arătat uite, de... ce ți-am spus despre... Da, cetățeanul ăla trubetat. Sunt foarte mulți bețivi pe stradă. Bine, cam așa e toată România. Bă, ne apropiem de PECO. Ok. Păi, chiorțe stomacul. De cât ai anvelopele pe mașină? 195, 55, 60, cred. Ia-ți de tabla. Bă. E bune, să aude chitul. Hai mă, să-mi iei chitică. Bă, sună bine tabla, deja mă dor pe mine. A, sună coajre. Hai mă, dragul, că pe Lugan e tabla și mai subțire. Bă, te-o fir de păr. Ia. O fi lovit pe vreun și s-a agățat părul. Și s-au agățat floci. Ia uitați și voi. Băi, ăsta cred că a făcut pană pe ambele roze pe spate și n-a avut ce să pună. Faruri, LED? Da, astea se văd noaptea, nu știu, nu avem multe de făcut aici la Curtea de Argeș, să ne prindă noaptea, dar... Nu ne prindă, păi... Arăți mai târziu, când se întunecă. Da, și așa e solstițiul. Bă, e cam groasă. Opa. A doua ambulanță, nu-i bine. Da. Ia uite, bă. Da, bă. Bă, s-a umflat râul, bă. Da, bă. Bă, a început ploaia. Gheața apele.